Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Astăzi vreau să mai pictez ceva de iarnă și anume o mașinică cu un brad în spate pe o bucată ca de lemn, așa pe o frunză cu o textură de lemn și cu margini aurii. M-am gândit eu să fac. Sper să vă placă, nu uitați să vă abonați în caz de n-ați făcut-o, să apăsați butonașul de like dacă vă place cum a ieșit picturica aceasta, să distribuiți pe social media, pe Instagram, pe Facebook sau unde mai aveți voi contulețe și de asemenea să apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez. Like-ul vostru, share-ul vostru mă ajută enorm și am nevoie de susținerea voastră și de asemenea văd și eu și mă bucur când primesc susținerea voastră și când văd care videoclip vă plac ca să știu pe viitor ce să mai fac. De acum încolo o să pun la fiecare videoclip când postez, când pictez, o să scrie lângă culori și numele culorilor efectiv, ca să știți pentru cei care tot cereți acest lucru, cum a fost și acum Burnt Umber, Yellow Ochre și Mars Black, culorile, cum se numesc ele, pe sticluțe, în caz de vreți să cumpărați efectiv sau vreți să faceți o idee cam ce culori folosesc eu la pictură, la altă pictură, o să scrie și denumirea lor pe lângă ele, unde le am pe paletă, o să scrie și lângă ele denumirea lor. Așa. Mai întâi am făcut un cu creionul o chestie care seamănă cu o frunză și cu un pic de yellow ochre, cu un pic de galben, ochru, muștar și cu un pic de maro amestecat, mai puțin maro și mai mult galben, cu mișcări de sus în jos, nu altfel, pentru că apoi vreau să fac și textură și mă ajută dacă am mișcările de sus în jos. Pur și simplu colorăm această frunză. Apoi voi lua maro cu o pensulă liner, cu o pensulă fine liner, care este o pensulă cu curf ascuțit pentru detalii și cu un pic mai multă apă, vei crea niște ca niște nervuri, așa, ca niște nervuri de lemn, pur și simplu, pentru că vreau să fie frunza mea făcută din lemn. Cam asta este planul meu. Și luăm maroul și la fel trasăm de sus în jos aceste liniuțe, nu continuu, nu cât se poate de subțirele, cât se poate de întrerupte, de aleatoriu, să nu fie un model clar sau un tipar clar. Și ar fi bine să mai avem o pensulă cu care să, o pensulă uscată, fără vopsea și fără apă pe ea, când atunci când am pus prea mult culoare sau am făcut o linie prea groasă, să venim repede cu pensula aceea, pe lângă linia care am făcut-o, să trasăm peste ea, tot la fel în aceeași direcție, și să o mai subțiem. Și vom face acest lucru la toată frunza, să fie exact cum ar fi o bucată de lemn, ca și cum ar fi fost tăiată dintr-o bucată de lemn, frunza noastră. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii legate de ce aș putea să mai desenez, să pictez, ce anume folosesc, ce materiale și chestii de genul ăsta, le puteți lăsa în comentariile de mai jos și vă răspund cât de repede pot, îmi place foarte mult să interacționez cu voi și de asemenea puteți să-mi puneți întrebările și pe Facebook, o să vă las linkul în descriere. Și puteți acolo să-mi și trimiteți poze cu picturicile voastre. De asemenea, dacă tot intrați, dați un like la pagină. Am o pagină făcută de foarte puțin timp, dar ușor, ușor creștem și acolo. Așa. Iar apoi, pur și simplu, cu negru, o să colorez restul de pânză. Pânza pe care eu o folosesc este un carton pânzat de dimensiune 18x25. Cartonul pânzat este o variantă foarte ieftină a canvasului. Este o pânză pe care o recomand pentru începători, pentru amatori, pentru că este foarte de buget. E foarte ok la bani. De exemplu, bine, și între aceste cartoane pânzate sunt diferite calități. Diferite, unele sunt mai bune un pic, să zic, altele sunt mai puțin bune. Dar dacă vreți un carton pânzat, ca să aveți acel feeling că pictați pe pânză și nu pe foaie, puteți cumpăra de la, dacă aveți până apropiere de voi, de exemplu un jumbo sau un jumbo, cum vreți să-i spuneți, puteți cumpăra seturi de pânze, de exemplu, la 3 pânze, 3 cartoane pânzate la 7 lei sau 8 lei, nu mai știu sigur, adică undeva la până în 3 lei bucata. Poate părea mult, poate părea puțin, depinde de fiecare, dar oricum. Bine, calitatea lor este destul de jos, dar și prețul este cel mai jos, mai jos când am găsit, mai ieftine. Așa. Eu, în general,
ce am nevoie și ce îmi cumpăr ca să fie chestii mai de calitate și așa, îmi cumpăr de pe Amazon, cumpăr din Germania și din când în când dau cu o comandă și îmi vine corect acasă. Sunt multe chestii care aici nu le găsesc la noi sau le găsesc super scumpe și nu se merită. Așa. Deci o să colorăm cu negru absolut tot ce rămâne. O să încercăm să creăm așa un pic de... să nu fie foarte dreapt, să fie un pic mai neregulată exteriorul frunzei noastre. Și apoi vom lăsa negrul să se usuce. Și eu o să adaug pe marginea frunzei, pe toată marginea frunzei, cu auriu. Am două culori de auriu, una în nuanță mai închisă, una nuanță mai deschisă. Și vreau să fac așa eu conturul și vreau de asemenea să mai și inserez pe lângă câte o nervură care am făcut-o pe suprafața aceea maro, să inserez și acolo cu o liniuță, două, trei, foarte discrete, foarte puțin de auriu. Dar mai întâi așteptăm să usuce fundalul negru. Dacă nu aveți răbdare, puteți să folosiți fönul. Așa. Aici vedeți că avem două nuanțe de auriu, Rich Gold și Pale Gold. Și mai întâi folosesc varianta mai închisă. Conturez cu o pensulă liner, la fel cu vârf ascuțit, ușurel și cu răbdare și cu grijă întreaga frunzuliță. Și apoi, pe ce s-a uscat acest strat, o să vin cu stratul deschis și o să pun încă o dată peste el un stratuleț mai subțire deschis de auriu. Și cam asta este... cam este conturul care îl fac eu. Iar apoi o să desenez și o să încep să pictez mașina noastră cu bradul în ea. Eu desenele care le fac, le desenez mare parte direct pe pânză, direct pe suprafața de pictură cu creionul. Dar eu am probabil o sută multă experiență în a desena și probabil mulți dintre voi nu o au, așa că vă recomand cel mai bine, dacă ca să nu faceți cu creionul pe pânză și să greșiți groaznic, să nu puteți remedia, pentru că creionul nu se mai șterge așa ușor din pânză și în niciun caz în totalitate. Mai bine încercați să aveți o foaie, o dimensiune de foaie lângă, cam de dimensiunea ce vei voi să faceți, mărimea pânzei voastre, și să cu creionul acolo să exersați. Fie că faceți un, eu știu, orice, nu contează, silueta la orice, la mașină, la un pom, la o, nu știu, la un animal, la un cal, la ce vreți voi, faceți mai întâi acolo cu creionul pe foaie, 1, 2, 3, 7 cai, până când, și nu glumesc, până când începe să vă iasă ok. Și la fel și această mașină, este o, practic o vedem din spate mașina, este o camionetă de aceea americană, cu un brad în ea, împodobită, gata, l-au cumpărat direct împodobit și băgat în priză, ca să fie treabă. Și asta vă recomand. La fel cum vă recomandam și când făceam videoclipurile cu palmieri vara, să faceți mai mulți palmieri pe foaie lângă până când vă iese și vă dați seama cam cum vin palmierii. La fel treabă și cu această mașină. O faceți mai întâi pe o foaie de mai multe ori până când începe să vă iasă bine și apoi o puteți face direct pe parcardonul pânzat și la fel nu vă sfiți dacă nu puteți trasa liniuțe de nicio culoare drepte, să folosiți rigla. Folosiți rigla ca să faceți liniuțe paralele. De exemplu, această mașină are linii paralele și trebuie să le... dacă vreți să le faceți și voi paralele ca să iasă ok, le faceți cu rigla. Bun. Apoi cu negru, după ce am făcut schița cu creionul pe pânză, cu negru o să conturez, practic. O să fac încă o dată schița. Și v-am spus, când vrem să facem ceva cu ceva subțirel, trebuie să punem apă în compoziție. Nu foarte multă apă, dar raportul de cât de multă apă o să-l găsiți voi singuri după mai multe încercări. Și facem fiecare liniuță din contur cu negru. Și apoi vom colora mașina cu roșu. Pe ea camioneta, dar înainte facem și stâlpul. Până se usucă liniile negre de la mașină, o să facem stâlpul. Și din vârful lui felinarul. O să mai creez câteva elemente decorative la nostru stâlp. Și apoi ne vom întoarce la colorat mașina.
cu un pic de roșu diluat cu un pic de apă. Totul e important să nu încărcăm foarte tare pensula, să o ținem destul de puțin încărcată și de fiecare dată să începem încercând să terminăm vopseaua de pe ea. Încerc să nu acopăr negru cu roșu, încerc să colorez în tăliniuțe, să zic așa, nu încerc să acopăr, vreau să rămână și din negru. Iar acum cu o pensulă micuță, cu un pic de negru, înnegresc zonele unde vreau să fie umbră. V-am spus, când vrem să facem iluzia de adâncime, iluzia de perspectivă, iluzia de un spațiu 3D, de fapt într-un spațiu 2D, ne jucăm cu nuanțele de culoare și folosim aceiași culori mai multe nuanțe, un ton deschis, un ton mediu, un ton închis, cel puțin 3, dacă nu chiar mai multe, cât mai multe, cu atât mai bine, și putem crea adâncime. Putem reprezenta aici că mașina noastră are o zonă unde e umbrită, acolo la fel e umbră sub bara din spate, la fel o să mai fie umbră pe care o lasă capota pe partea inferioară, iar ca și opus, ca și ton deschis, o să folosesc roșu și o să mai folosesc, că acest roșu este destul de transparent care l-am folosit și nu e așa viu. Și o să mai adaug straturi de roșu și apoi unde e highlight-ul cel mai mare, o să pun un pic de alb și o să-l întind pe acolo. Dacă vreți să pictați și voi exact cum pictez eu, tot ce trebuie să faceți pas cu pas cu mine, cu răbdare. Chiar dacă știu că videoclipul se mișcă destul de repede, nu pot să-l las la viteza la care l-am făcut. Pentru că orice fiecare pictură mie undeva la o oră jumate și mai mult, cât ar fi de simplă. Chiar dacă e ușor de făcut, nu înseamnă că e rapid de făcut. Trebuie să avem răbdare. Să avem răbdare când pictăm, în general, lucrăm mai multe straturi, finisăm foarte multe chestii de foarte multe ori și trebuie să avem răbdare. Acum, până se usucă pe mașina și zona aceea umbrită pe care am făcut-o, mai adăugăm niște zăpadă pe stâlpul nostru de lumină, adaug și niște alb în interiorul lui, peste care o să adaug apoi galben, adaug umbră pe partea stânga a mașinii mai mult, că este partea opusă sursei de lumină, pentru că pe mașina noastră o luminează stâlpul. Lăsăm culorile mai vibrante și mai puternice și o să punem și highlight-urile pe partea dreaptă și în partea stângă am pus mai mult un pic negru și l-am pierdut înspre roșu. Aici am folosit un pic de alb diluat foarte mult cu apă și practic să arătăm că este un geam transparent prin care se vede până în față, prin geamul în spate, prin parbriz, se vede în față și în față este tot acea frunză. Așa. Acum cu un pic de alb am făcut niște highlight-uri în partea dreaptă. O să creăm patru stopuri. Punem niște zăpadă, un pic de alb așa presărat. Nu în continuu aceeași dimensiune, aceeași formă pe zonele unde poate zăpada să stea, pe bar acolo jos și pe benă în spate. Mai creăm o zonă de lumină, de glow, de strălucire în jurul felinarului, cu un galben și cu un pic de alb și cu multă apă. Apoi adăugăm un pic de galben cu un pic de portocaliu înăuntru, adică o idee de roșu am pus în galben ca să iasă portocaliu. Și luminăm acolo înăuntru stâlpul. Vedeți, lucrez, mă duc la mașină, pun ceva la mașină, după aia las să usuce, apoi mă duc și mai pictez ceva la stâlp și tot facem această tranziție. Acum pentru brad am pus un pic de verde, sap green, vedeți că am scris acolo. Și bradul la fel, am tot făcut brazi în perioada asta, dar o să facem în mai multe straturi, facem un strat mai închis la bază și apoi începem să adăugăm galben în verdele nostru și începem să creăm un pic de volum bradului nostru.
Adică, și nu încercăm să acoperim cu verdele mai deschis, cu galben în el, tot bradul. Nu, încercăm decât să punem pe niște zone și să se vadă și verdele din urmă și acum când să adăugăm mai mult galben, punem la fel pe alte zone și o să se vadă și cele două tonuri de înainte, aceeași idee. Să păstrăm să fie cât mai multe tonuri într-un obiect pe care îl pictăm. Așa, am pus un pic de alb, l-am întins acolo pe mașină, apoi am pus un pic de galben ca să arătăm lumina de la lampion. Mai facem un pic de zonă de lumină în jurul lampionului. Când s-a mai uscat un pic bradul nostru, fiind verdele destul de puternic, când, dacă nu e uscat, când punem galben peste, se amestecă imediat cu verde și creează un, așa, un verzulin. Așa trebuie să lăsăm să mai se usuce. Mai facem între timp niște zăpadă sub mașină. Niște zone mai, unele zone mai alb, mai intens, altele pur și simplu pierdem și rămânem fără culoare și se vede și fundalul. Toate aceste lucruri creează ideea de tridimensional, ideea de profunzime și iluzia de 3D. Facem și strălucirea de la steluță, o să facem și strălucirea de la brad, o să-i mai adăugăm globulețe roșii, galbene și albastre, pentru că suntem patrioți, și mai adaug la faruri, la stopuri, le fac galbene și roșii, și vei mai adăuga acolo sus o salbă de beculețe, de acelea de Crăciun. Cam atât pentru astăzi, picturica de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că v-a ieșit. Îmi trimiteți mesaje pe Facebook, vă las linkul în descriere și poze cu picturicile și cu aceasta și cu altele făcute de voi. De asemenea, în caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări, să apăsați butonașul de like dacă vă place cum a ieșit picturica aceasta și de asemenea să distribuiți. Mă ajută foarte, foarte mult și am nevoie de toată susținerea voastră ca să pot să continui să postez câte o picturică la modul actual acum, postez la o zi da, o zi nu. Și ca să ajung la un moment dat, mi-ar plăcea să revin la cum am făcut inițial, să postez o pictură în fiecare zi. Așa. Cam atât am vrut să vă spun. Mai este foarte puțin și vine Crăciunul, adică două zile, trei, nu știu, azi e duminică. Vă urez sărbători frumoase, sărbători fericite, alături cei dragi, liniștite, să aveți un an nou cât de bun, în caz de nu ne mai auzim decât după anul nou. Iar în caz pentru cine sunt mai urmăritori fideli ai mei, o să ne reauzim și o să ne revedem data viitoare cu un nou tutorial, adică peste două zile. V-am pupat, pa, pa!